Rezultatele unui sondaj de opinie arată că Bucovina s-ar afla la coada clasamentului privind bunele maniere la restaurant. Conform datelor, Transilvania s-ar situa pe primul loc în topul bunelor maniere la restaurant. 52% dintre respondenții din această regiune îi descriu pe cei care iau masa în oraș ca fiind manierați sau foarte manierați. Urmează Banatul cu 50%, Crișana cu 45%, iar ultimile locuri sunt ocupate de Dobrogea, Maramureș și Bucovina. Datele arată că 67% dintre respondenții din Bucovina și Maramureș întâlnesc cel mai frecvent persoane care vorbesc cu gura plină la restaurant. De asemenea, Bucovina și Maramureș sunt pe primele locuri și cu privire la nivelul de zgomot provocat de clienți. La polul opus, bănățenii ar fi cei mai puțin gălăgioși la restaurant. La capitolul punctualitate, cei mai neserioși sunt locuitorii din Dobrogea, unde 33% obișnuiesc să întârzie. Cu privire la atitudinea față de personalul restaurantului, sondajul arată că bucovinenii ar fi cei mai nerespectuoși cu chelnerii. La masă sunt maniere care se deprind de acasă. Pentru că acolo copilul crește, acolo vede niște lucruri, știm bine, copiii învață prin imitație și dacă părinții știu, copiii vor ști și ei. Acasă se învață în primul rând buna cuvință, buna cuvință și la masă, și aici își are locul. Și când vorbim de bună cuvință, asta înseamnă că nu te năpustești asupra mâncării, înseamnă că nu te trântești pe scaun când te așezi la masă, nu faci totul ca să fii tu primul, nu-ți pui munte de mâncare în farfurie, nu ții furculița ca pe o armă, nu îndrepți spre celălalt, copiii mai au tendința să facă așa ceva, nu râgâi, etc., etc. Sondajul a fost realizat de portalul de rezervări online Bookingham. Manierele românilor au fost evaluate printr-un chestionar în care respondenții au descris comportamentul celor din jur. La chestionarul realizat online au răspuns peste 200 de persoane.